ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, alături de domnul director Mircea Avram. Ne dăm întâlnire, iată, astăzi la o nouă ediție a emisiunii Clujul la zi, în care vom discuta despre alegerile 2024. După cum știți, suntem în plină campanie electorală, iar invitatul nostru de astăzi este domnul Ciuta Cristian, consilier județean PNL Cluj și candidat pentru încă un mandat la alegerile locale din 9 iunie. Bună ziua și bine ați venit la noi în platou! Bună ziua, bine v-am găsit și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vă mulțumim pentru prezență, iar pentru început, pentru noi și pentru telespectatorii noștri, v-aș ruga, dacă se poate, o scurtă prezentare a dumneavoastră și a carierei politice, precum iată și să ne vorbiți puțin despre experiența politică dobândită de-a lungul acestui mandat. Am 38 de ani, am absolvit Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, specializarea controlului și expertiza produselor alimentare, iar o a doua facultate am făcut-o la Universitatea Babeș-Bolyai, specializarea relații internaționale studii europene. Am absolvit și un master tot la Facultatea de Studii Europene, afaceri europene și management de programe. Am lucrat 5 ani în domeniul fondurilor europene. Acum, în ultimii 6 ani de zile, sunt antreprenor și dețin și candidez pentru un nou mandat de consilier județean. Iar ca experiență politică, sunt membru al Partidului Național Liberal din 2009. Știu și am urmărit, ați fost președintele organizației de tineret, nu? Da, așa este. 5 sau 6 ani, sau cât? 5 ani, aproximativ 5 ani. Am început de la firul ierbii, de la talpa partidului, am ocupat funcții pe rând în Tineretul Național Liberal, de la membru în birourile politice locale, vicepreședinte, iar în 2017 am candidat pentru funcția de președinte la organizația de tineret al PNL Municipiul Cluj-Napoca. De ce am spus acest lucru? Pentru că organizația de tineret al PNL-ului Cluj este cea mai puternică organizație din țară. Un adevărat model pentru toate organizațiile și de aici se nasc adevărații lideri. Sunteți unul dintre oamenii activi, poate cel mai activ pe raza județului și pe acea porțiune de județ în care aveți responsabilitatea anumite comune. Încercăm să ne... Am văzut, atât la Jug, cât și la Orșa, cât și la alte comune. Cum priviți lucrurile de acolo, de la firul ierbii? Mai ales acum, în ultimii 4 ani, ați avut niște realizări deosebite, pe care ar vrea să le și puneți pe sticlă, tocmai pentru a vedea oamenii atunci când ai realizări, parcă și lucrurile merg mai ușor. Da, așa este. Acum, în această perioadă de campanie, fiecare consilier județean are anumite zone de care trebuie să se ocupe, anumite comune de care răspunde. Și de care răspunde în toți cei 4 ani. În toți cei 4 ani, de la unde trebuie să fim alături de organizațiile noastre locale, alături de consilierii noștri locali și de domnii primari, unde să putem discuta cu domniile lor despre problemele pe care le au pe parcursul anilor, pe parcursul mandatului și, bineînțeles, să le ducem mai departe în Consiliul Județean, încercând să le rezolvăm problemele. Pentru că am văzut, dumneavoastră erau prezenți și la ședințele de Consiliu Local. Vedeți, da. Nu doar din 4 în 4 ani, ci acești candidați care sunt și la ședințele de Consiliu Județean și Consiliul Local când sunt probleme. Deci, după alegeri, la următoarea ședință, la următoarea ședință și atunci de acolo se pot lua cel mai ușor problemele și transpuse la Consiliul Județean și repartizate sumele care se cuvin fiecărei comunități. Da, așa este, deoarece comunele au bugete destul de mici, multe dintre ele abia își acoperă partea cu costurile salariale. Altele chiar nu își acoperă, 2-3 luni, știm, exact, aceste comune. Și atunci noi, Consiliul Județean, încercăm să-i sprijinim cu finanțarea proiectelor pe care le au în plan să le implementeze în comunitățile lor, să le cofinanțăm anumite proiecte unde nu au banii suficienți și, bineînțeles, să îi sprijinim în implementarea proiectelor în derulare. Și atunci, evident că trebuie să fim la fața locului, să știm exact problema cum este, ca noi mai departe să putem discuta cu domnul președinte Alin Tișă și cu executivul Consiliului Județean, dar de cel mai multe ori tot acest proces funcționează în mod instituțional. Angajații Consiliului Județean sunt foarte deschiși, atât executivul cât și partea de consiliu, și atunci
treaba merge bine și cel mai bine se reflectă și în modul în care avem scorurile la alegerile și la alegerile din 2020 și la alegerile de acum. Sondajele ne arată că suntem pe drumul cel bun și că încercăm să facem o treabă bună și să creăm condiții de viață, o calitate a vieții și la, în, comunele, în comunitățile rurale, la fel de bune ca în zonele urbane ale județului. De multe ori, cum se spunea, la comunitățile acestea rurale, ce e important? Drumul, apa și becul, nu? Așa. Am văzut că aceste lucruri sunt aproape 100% realizate. Mai sunt vreo 90 de kilometri de drum județean din 1200 care nu sunt asfaltate. Nu? Da. Plus rețeaua de apă. Da, s-au investit. Spuneți în câteva cuvinte despre aceste lucruri care se văd. Deci lucruri palpabile, lucruri care se văd în teren. Din cei 1225 de kilometri de drumuri județene, aproape 94-95% sunt asfaltați în integralitate, sunt făcuți la standarde europene, fie prin modernizare, fie prin întreținere. Și aici e vorba de atragerea de fonduri europene pentru aceste drumuri și un lucru trebuie să înțeleagă toată lumea, la modernizare garanția este de 5 ani de zile, lucru care arată că se fac lucruri și lucrări de calitate. Da. Și simțim că, iată, județul Cluj este campion, nu-i așa, la atragerea de fonduri europene? Da, este, așa este. Fără fondurile europene n-am fi putut face mare treabă. Chiar spunea domnul președinte că un Consiliu Județean are un buget aproximativ de 6-7 milioane de euro, buget propriu de dezvoltare. Ei, noi, pe lângă acest buget, acest buget îl folosim la cofinanțarea proiectelor europene pe care le avem și rezultatele arată că din 2007, de când am aderat la Uniunea Europeană până în prezent, am atras peste 1 miliard de euro bani europeni, banii pe care se regăsesc în județul Cluj și în comunitățile din Cluj, iar în ceea ce privește infrastructura rutieră, peste 625 de milioane de lei am investit în acești ani în drumurile județene. Sigur, fără fondurile europene n-am fi putut face treabă și iar pe lângă acești bani europeni a venit cu partea de cofinanțare pe care a fost asigurată fie din bugetul propriu al Consiliului, fie am căutat alte soluții de a fie de a ne împrumuta pentru a duce la îndeplinire atât aceste... cu credit cât și cu obligațiuni și cu la bursă. Exact. Și nu doar pentru infrastructură s-au folosit acești bani, s-au folosit pentru domeniul medical, nu-i așa? Da. Pentru Dar spitale. Ca să terminăm cu partea aceasta, mari investiții și în ceea ce privește apa și canalul. Da. Pentru că atunci când omul are drumul bun, are nevoie și de apă și de canal. Și atunci, un lucru esențial, valoarea imobilului și a terenului crește. Când sunt toate utilitățile, e alt preț la teren, când nu sunt, e alt preț. Nu? Ceea ce înseamnă că județul Cluj, prin aceste investiții, s-a îmbogățit. Nu? Așa este și s-a îmbogățit județul și cât și localnicii. Toate drumurile județene, pe unde trec aceste drumuri, undeva peste 250 de localități, aici mă refer și sate, au creat condiții mai bune de viață și pentru localnici, dar și pentru afacerile lor. Mulți dintre antreprenorii locali sunt foarte bucuroși că în sfârșit au infrastructură rutieră, având o infrastructură rutieră în special în zona de munte, dacă mă refer, spre exemplu, au mai mulți turiști, având mai mulți turiști, bineînțeles că și afacerile lor merg mai Dacă bine. Mergem de la Gilău, Someșul Cald, Someșul Rece, Mărișel, vedem cum arată în momentul de față drumul sau drumul Bistriței sau drumul Apusenilor. Păi aici spuneați de Gilău. A durat ceva timp, dar uite că sunt realizate. Da, spuneați de Gilău, avem drumul Tarniței, unde este pe aproximativ 42 de kilometri, unde Consiliul Județean... 107 pâr, cum se numește, de la Gilău sus, Someșucan, Brece, până sus la Mărișel. De valoarea proiectului a fost undeva aproximativ de 100 de milioane, peste 100 de milioane de lei. Iar acum avem un drum foarte frumos, unde clujenii... Zeci de ani nu mai sunt probleme. Nu mai avem probleme cu drumul. La fel plus și că cu drumul... la canal și apă s-au obținut investiții de peste 500 de milioane de euro, nu? Da, așa pentru este. Tot județul. Da, am văzut tot județul este conectat aproape la apă, inclusiv zona de munte. Da, peste 1200 de kilometri de rețele de apă
și peste 250 de km de canalizare. Avem finalizate, rețele de, de canal finalizate, unde se regăsesc în investițiile din satele clujenii. Și evident, acolo unde este și apă și canal, evident, cum spunea și dumneavoastră, valoarea terenilor și în special și familiile tinere sunt dispuse să se așeze în mediul rural. Absolut. Că în viitor și trebuie să populăm aceste comunități și să încurajăm tinerii să se mute în zona rurală, dar pentru asta trebuie să avem și condițiile necesare pentru secolul 21 și asta încercăm să facem, asta am făcut și asta ne încercăm să facem și în următorul mandat. Exact cum spunea și colega Mihaela, multe investiții și în domeniul sanitar. Așa este. În sănătate. Da. În partea de zona medicală, Consiliul Județean a investit aproximativ peste 75 de milioane de euro. Una dintre cele mai mari investiții este vorba de Spitalul de Psihiatrie Pediatrică. Recent, construit de la zero. Da, construit de la zero, evident cu ajutorul fondurilor europene, unde a fost o investiție de peste 25 de milioane de lei. Este o investiție care arată că ne pasă de clujeni, ne pasă de copiii clujenilor și evident că aceste investiții în zona medicală nu sunt doar pentru clujeni, ci și pentru locuitorii din regiune, din regiunea Transilvaniei, pentru că există studii care arată peste 60% din pacienții care calcă pragurile spitalelor clujene sunt din afara județului nostru. Ne întâlnim cu ei din Bistrița, din Sălaj, din Satu Mare, din Baia Mare. Da, așa este. Un alt proiect pe care ne propune și domnul președinte se bate foarte mult să ducem în implementare și în sfârșit am găsit o parte de finanțare pentru spitalul monobloc de copii. Un spital care va avea aproximativ 600 de paturi ca și capacitate. Cel din Borhanci, nu? Cel din Borhanci și a găsit finanțarea prin Programul Operațional de Sănătate și valoarea estimativă este aproximativ de 400 de milioane de euro. Este un proiect ambițios, care este necesar în același timp, pentru că actualul spital de copii funcționează numai puțin de 14 locații și este destul de neplăcut pentru familie tinere, pentru copii, să te duci cu copilul în brațe de la un spital la altul, dar iată că în acest moment am găsit această soluție. Și este un proiect necesar pentru, exact ca și spitalul regional de aici, de la Florești, din cazarma militară. Da, unde tu mai am văzut inclusiv dacă primul spital construit de la zero e aici la Cluj și prima școală pe Aviator Bădescu construită de la zero. Da, școala pentru centru cultural, centru educațional pentru educație inclusivă cu valoare estimativă de 32 de milioane de lei, unde este destinat copiilor cu nevoi speciale, unde sunt prevăzute laboratoare. Am văzut-o, deci, la standarde europene. Da. La fel și spitalul, la fel și școala, mai ales că este construită de la zero și atunci poți să incluzi toate utilitățile și tot ceea ce înseamnă un climat favorabil pentru copii, atât din vederea sănătății, cât și al educației. Deci, educația și sănătatea sunt primordiale la și pentru întreaga comunitate, pentru iată că această școală este pentru copii cu nevoi speciale, chiar dacă nu sunt foarte mulți copii cu nevoi speciale, dar trebuie să avem grijă de întreaga comunitate și atunci trebuie să construim aceste lucruri care sunt necesare astfel încât să ducă o viață cât mai normală, să se poată integra în societate cât mai bine. Ce proiecte aveți pentru următorii 4 ani? Pentru că se apropie alegerile și încă 4 ani de zile veți avea din nou bugetul, investițiile, fonduri europene. Da. Evident în așa fel dirijat încât să avem aici la Cluj investiții așa cum au fost și în ceilalți 4-8 ani de zile. Da. Evident că vom continua proiectele pe care le-am început în acest mandat. Cum spuneam și mai devreme, primul proiect de care ne propunem și să-l demarăm și să-l finalizăm cât mai repede este Spitalul Monobloc pediatric de copii. În afară de această investiție, dacă ne ocupăm și de partea de mediu, spre exemplu, am proiect Consiliul Județean a demarat achiziția unei instalații de dezintegrare moleculară, unde este o investiție în valoare de creare a energiei electrice din deșeuri. Deșeuri. Poate procesa aproximativ 24.000 de tone pe an.
Iar această instalație costă aproximativ 68 de milioane de lei, banii care vor proveni din bugetul Consiliului Județean și care, iată că vom produce energie electrică din deșeurile care se vor colecta din ultima fracție, practic, care rezultă din deșeuri. Apoi o altă investiție pe partea de turism. Avem un proiect prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Velo Apuseni, unde este un proiect cu alte două județe vecine, județul Alba și Cluj, unde sunt aproximativ 200 de kilometri de piste de biciclete, aproximativ 94 de kilometri sunt pe raza județului Cluj, unde evident că vor da o altă viziune și o altă direcție turismului din zona montană al județului nostru. Prin aceste investiții, normal că se dezvoltă turismul. Altfel, da. Fără investiții, infrastructură, evident că, da. Ne bucurăm că aceste investiții, iată, nu se limitează la nivelul municipiului Cluj-Napoca, cuprind tot județul, pentru că știm bine, comunele limitrofe din de pe lângă municipiul Cluj-Napoca sunt mult lăsate în urmă și trebuie să ajungă și ele la același nivel. Evident că și de această parte, atât Consiliul Județean cât și Primăria Cluj-Napoca, chiar săptămâna trecută s-a semnat un contract de asociere pentru construirea trenului metropolitan, unde a intrat ca parte și Consiliul Județean pentru a susține cele 7 comune, un tren metropolitan care va avea o linie de aproximativ 50 de kilometri, va începe de la Gileu, Florești, Apahida, Jucu, Bonțida, apoi în partea cealaltă către Baciu și Gârbău. Iar, care este o necesitate, dar din faptul că la Cluj și mai mult decât trebuie descongestionat. Iar Consiliul Județean vine cu o finanțare de aproximativ 10 milioane de euro, unde vor ajuta aceste comune să construiască stațiile respective, stațiile necesare. Fiind un proiect prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va trebui finalizat până în 2026. E bine că ne pune să niște termene, pentru că atunci ne mobilizăm mai tare, că așa este la noi. Da, da. Și nu doar noi, trebuie să se mobilizeze și instituțiile, alte instituții avizatoare. Asta este, că de multe ori un aviz te ține mai mult decât o execuție, nu? Exact. Și dacă ajungi și la mediu și pe nu știu pe unde, e mult mai greu. Citeam că astăzi în Comuna Jucu s-a dat drumul unei aplicații inteligente, la fel taxele și impozitele pot fi plătite online, cu digitalizarea, iată, avansează și comunele, nu doar municipiul, și ne bucurăm. De asemenea, și noi, Consiliul Județean, am investit și ne-am preocupat de această parte de digitalizare. Peste 40 de documente se pot emite în regim online, numai puțin de 15 avize din zona urbanistică se pot emite în regim online. Asta ușurăm munca atât a funcționarilor publici din Consiliul Județean, cât și al cetățenilor, în primul rând. Să nu vină tot cu felul de hârtii cum era înainte. Da. Știm cum era domeniul acesta urbanismului. Plus, Consiliul Județean sprijină și dezvoltă parcurile industriale, aeroportul internațional, avem cu chiar zilele următoare, parcă în 5, se va deschide nou terminal. Deci, vedeți, atunci când se fac investiții, avem o dezvoltare, nu? Așa este. Și doar avem o dezvoltare, avem locuri de muncă, tinerii aleg să rămână, iată, la Cluj. Da. Și aici tandemul Emil Boc, Alin Tișe, duc mai departe, să spun așa, județul Cluj, printre primele locuri în țară. După București, este al doilea loc în țară în ceea ce privește absorbția de fonduri europene și dezvoltare. Da, dincolo de acest tandem, ca în orice altă organizație, trebuie să lucrăm echipa? În echipă. Exact. Asta doream să spun. Trebuie să lucrăm în echipă. În echipa Partidului Național Liberal, astfel încât toți să tragem la aceeași căruță, în aceeași direcție. Doar dacă încercăm să ne asumăm sau să doar anumite proiecte, atunci lucrurile nu pot funcționa, ci doar dacă lucrăm împreună pentru comunitatea clujeană, pentru clujeni, și evident că atunci se văd și rezultatele pentru întreaga echipă. Și văzând asemenea rezultate, aveți și niște satisfacții deosebite, nu? Cu ce simțiți când mergeți pe drumurile județene reabilitate? Și cu apă și canal, și oamenii spun n-am visat. Ce spun oamenii, iată, în campania electorală, cum mergeți din comună în comună? Vă întâlniți cu oamenii, pentru că am văzut, sunteți... Ce vă spun, vă și critică, vă și laudă. Din campanie. Evident că
oameni, este firesc ca oamenii să-și dorească mai mult. Așa este structura noastră umană. Da. Trebuie să ne dorim mai mult. Însă, în același timp, sigur că avem o satisfacție pentru că ai făcut parte dintr-o echipă care a muncit și s-a bătut pentru acele proiecte. Oamenii, sigur, dincolo de după ce le face asfalt, canalizare, apar alte probleme. Sigur, acum și partea de iluminat public, încercăm să gândim și alte proiecte, evident, dar satisfacția, mare satisfacție o ai că ai făcut un bine pentru comunitate și oamenii pe termen mediu și lung îi apreciază echipele și echipa care dă rezultate. Fie că vorbim de o comunitate rurală, de o comună sau la nivel de Consiliu Județean sau la nivel regional. Cum se desfășoară, iată, campania electorală? Știm că se face în tandem cea pentru alegerile locale cu alegerile europarlamentare, nu-i așa? Da. Avem ca și numărul 1 din PNL pe europarlamentarul Daniel Buda, unul dintre cei mai activi oameni din Parlamentul European, care s-a aplicat asupra, în special, asupra agricultorilor, fiind de meserie, una dintre meserii, pe lângă cea de jurist și cea de agronom, sau mă rog. Da. Domnul președinte Daniel Buda, da, se bate pentru drepturile fermierilor, se bate pentru români, în general, și nu numai pentru români, ci și pentru europeni, pentru că atunci când ești un europarlamentar în Parlamentul Uniunii Europene, reprezintă toate interesele fermierilor la nivel european. Iar și acolo se dă ora exactă. Și bine să ai oameni pregătiți care să apere, da, și interesele fermierilor români. Dincolo de interesele legitime pe care le cerem și le cere domnul președinte, trebuie să le susține și în fața funcționarilor de la nivelul Uniunii Europene. Pentru că trebuie să le explice realitatea din fermele românești, realitatea de la firul ierbii, că nu întotdeauna ceea ce scriu domnile sale din biroul de la Bruxelles este și în ferma lui Nea Ion din Călățele. Și atunci, domnul președinte Daniel Buda se ocupă în mod constant de acest subiect și... Ați fost împreună, chiar am văzut, și exact cum spunea și dumneavoastră mai înainte, una este în teren și vedeți în teren acum, altfel sunt lucrurile decât în birou, nu? Și le vedeți altfel puse în practică dacă ați fost acolo, ați stat de vorbă cu oamenii, ați stat de vorbă cu primarii, ați fost la ședințele de Consiliu Local și le-ați adus mai departe doleanțele în Consiliul Județean, aprobându-le sumele necesare pentru a demara acele proiecte necesare pentru comunitate. Pentru că altfel, știți cum este? Promisiuni, suntem sătuți. Și altfel mergeți pe teren în fața oamenilor, nu-i așa acum în plină campanie electorală, cu realizările, da, celor 4 ani de mandat. Bineînțeles că urmează și continuarea celor începute, da, proiectelor. Acum, da, eu candidez pentru un nou mandat de Consiliu Județean, și sunt convins că... Cum vedeți următorii 4 ani? Vedem 4 ani grei, prin prisma faptului că trebuie să continuăm proiectele începute și trebuie să ne batem pentru restul proiectelor pe e care... E mai greu să te menții acolo sus cu realizările. Da, da, este ușor să ajungi în vârf, dar este mai greu să... te menții și, până la urmă, trebuie să răspundem exigențelor și exigențelor pe care comunitatea le cer, pe care clujenii le cer în general. Pentru că clujenii, să știți, sunt oameni pretențioși și, în același timp, cu bun simț. Da, așa este. Și informați. Și informați. Nu pot fi... Așa este. O să arătăm realizări și la municipiul Cluj-Napoca, pentru că PNL-ul este al județului PNL Cluj. Și aș ruga regia să ne prezinte un filmuleț cu realizări și în municipiul Cluj-Napoca, pentru că și aici s-au atras fonduri europene, împreună județul cu municipiul, mai mult decât oricare alt județ din țară. Vă rog, regia, filmulețul.
Da, din nou în direct, dragi prieteni, am urmărit împreună realizările municipiului Cluj-Napoca. Urmează și la județ în curând, nu-i așa? Pentru că trebuie să țină pasul județul cu municipiul, dar încet, așa cum am spus, le veți face pe toate. Da, așa este. Nu se, atât municipiul Cluj-Napoca, cât și județul trebuie să se dezvolte împreună, pentru că și municipiul Cluj-Napoca deja gândește o dezvoltare la nivel metropolitan, la nivel regional, și atunci proiectele primăriei trebuie îmbinate cu proiectele Consiliului Județean. Pentru că oamenii văd diferența de la municipiu la diverse comune și simt această diferență și au pretenții. Toate aceste comune vor fi cartiere ale Clujului. Da, în final, câteva cuvinte ale dumneavoastră, mai ales că ați avut 4 ani plini de realizări și ce doriți să faceți în următorii 4 ani într-o scurtă sinteză. Și de ce este important ca lumea să iasă la vot pe 9 iunie, iată? Îmi doresc ca lumea să iasă la vot pe 9 iunie pentru că este momentul ca atunci să-ți expui punctul de vedere și să-ți alegi cine va guverna, cine va munci pentru comunitatea ta, pentru satul tău, pentru comuna ta și pentru orașul din care faci parte. Dacă nu mergi la vot, sigur, după aceea poți să te plângi de pe margine că nu se face aia sau nu se face aia, dar atunci când participi la vot, ai o responsabilitate și ai capacitatea de a-ți alege cine să construiască problemele, cine să construiască proiectele viitoare și să creeze o viață mai bună pentru toți membrii comunității din care faci parte. Eu sunt convins că oamenii, electoratul și clujenii vor alege echipa și echipele care au demonstrat că știu să facă dezvoltare, oamenii care au demonstrat că au viziune pentru județul Cluj și pentru comunitățile clujene și sunt convins că în 9 iunie clujenii vor alege echipa Partidului Național Liberal. Mai ales acum la nivel de județ am observat că lista pentru consilieri județeni s-a schimbat radical, aș putea spune, pentru că este o echipă tânără, persoane noi pe listă, nu-i așa, un suflu nou cu dorință de muncă. Da, este o îmbinare între experiență și energia tinereții. Însă, dincolo de asta, nu este suficient să fii tânăr. Tinerețea nu este o virtute, ci trebuie să ai și pregătire și experiență și multă putere de muncă. Sigur, tinerilor putem spune că îi se oferă un cec în alb, dar trebuie să demonstrezi că ești demn de acel cec și că trebuie să muncești. Știți mai bine că a fost lider al lor și după 4 ani de mandat, vedeți ce este mai bine, că pădând o experiență puteți să-i prindeți în această echipă pe toți tinerii, combinați cu cei bătrâni, de la Stamatean și până la cel mai tânăr, tocmai a forma o echipă încât rezultatele să se vadă și peste 4 ani de zile. Pentru că clujenii vor dezvoltare în primul rând, nu? Da, așa și este. Până la urmă, politica, din punctul meu de vedere, nu este neapărat, trebuie să o gândești ca un plan de carieră, ci mai mult ca o dorință de a face bine comunității, de a te implica în treburile cetății și de a crea de dezvoltare și prosperitate pentru semenii tăi. Faptul că faci parte dintr-o echipă, cred că este suficient, nimeni nu stă veșnic în politică, trebuie să dai tot ce este mai bun atunci când ajungi în acea poziție și bineînțeles să-ți faci treaba acolo la locul tău și unde ești. Deci e important în 9 iunie fiecare dintre noi să mergem la vot, pentru că votul fiecăruia contează. Și atunci când mergi la vot și ai votat, îi dai credibilitate celui care a fost ales cam 4 ani de zile să facă acele lucruri pe care le-a promis, văzând fiecare dintre dumneavoastră care este cea mai bună formație politică, care este cel mai bun pentru dumneavoastră ca și candidat, de la europarlamentar până la cei din Consiliul Local, Consiliul Județean, primar, pentru că rezultatele întotdeauna spun adevărul, iar pe adevăr se poate crea întotdeauna prosperitate. Așa este. Așa este. Vă dorim mult succes în campanie și la alegerile care urmează. Vă mulțumim tare mult pentru prezența în platou. O să încheiem cu un colaj de fotografii. Dragi prieteni, ați urmărit ediția Clujul la zi, alegeri 2024. Îi mulțumesc invitatului nostru prezent astăzi în platou, domnul Cristian Ciuta, consilier județean PNL Cluj și candidat pentru încă un mandat, iată, la alegerile locale din 9 iunie. Împreună cu domnul director Mircea Avram, vă dorim toate cele bune. La revedere! La revedere! La revedere!